a zonei. România vrea să se așeze cu tot din adinsul pe harta producătorilor de tablete și nu cu o companie, ci cu două. Într-o ediție anterioară ați văzut Allview Ultra Speed, o tabletă care, din punctul nostru de vedere, nu este ceea ce pare. Astăzi veți vedea replica venită din partea concurenței și conaționalilor, Evolio Evo Tab 2, care, din punctul nostru de vedere, este mai mult decât ceea ce pare. După ce am analizat în detaliu tablete care costă 2 sau 3 mii de lei, coborăm în segmentul accesibil de prețuri și descoperim modelul Evolio Evo Tab 2. Acest device costă 569 de lei și poate fi considerat o surpriză plăcută la acest preț. Avem de-a face cu o tabletă de 7 inci cu o grosime de 11 mm și greutate de 360 de grame, deci un device ușor de ținut și manevrat cu o singură mână. Evo Tab 2 suportă o rezoluție de 800x480 de pixeli și folosește un procesor Cortex A8 de 1 GHz. Device-ul oferă și 8 GB spațiu de stocare și 512 MB de RAM, dar adevărata surpriză aici este portul Full USB. Nu mă așteptam ca o tabletă rezonabil de subțire să includă un astfel de port, deci o bilă albă. Terminalul mai vine și cu un port mini USB, un slot microSD și o baterie de 4500 de mAh, care vă oferă cam 6-7 ore de utilizare. În ce privește designul, tableta adoptă un look simplist, comun device-urilor de 7 inci, iar feeling-ul lui Evo Tab 2 este plăcut în mâna utilizatorului, cu aderență bună a părții din spate. Pot considera butoanele acestui device puțin cam zgomotoase, în rest nimic de obiectat la capitolul design. În ce privește input-ul, după cum se vede și în review, tastatura virtuală este destul de comodă, mai ales în landscape. În ce privește software-ul, la prima vedere îi zice că noul gadget Evolio rulează Honeycomb, dar de fapt e vorba de Android 2.3 Gingerbread cu un skin personalizat de Evolio. Acesta include iconurile navigaționale din Honeycomb, plus o zonă de setări în partea dreaptă jos a ecranului, iar în partea dreaptă sus avem zona de aplicații și cea de widget-uri, exact ca în Honeycomb. Interfața acestei tablete este destul de fluidă și nu pot să spun că m-am confruntat cu vreun pic de lag. De remarcat faptul că Evo Tab 2 suportă playback Full HD și am testat asta chiar dând play unui film cu astfel de rezoluție direct de pe un stick USB conectat la tabletă. Sunt sigur că există tablete de 7 inci pe piață care ar fi sughițat la playback 1080p de pe memorie internă. Ce să mai vorbim de pe USB, dar tableta Evolio a făcut față cu brio acestui test. Și la capitolul audio se descurcă decent acest terminal, având un volum rezonabil, dar aici intervine un aspect interesant. Tabletei îi lipsesc butoanele fizice de volum, înlocuindu-le cu unele virtuale. Rețineți că noua tabletă Evolio nu vine cu GPS și are un accesoriu husă plus tastatură destul de interesant, care extinde funcționalitatea. Finalul anului 2011 a fost marcat în perioada sărbătorilor de iarnă de o întrebare obsesivă. Allview Ultra Speed sau Evolio Evo Tab 2? Ambele sunt tablete oferite de companii din România, ambele au prețuri bune, deși cea de la Evolio costă mai puțin, iar specificațiile sunt destul de bune. Personal consider că nu e loc de comparație între cele două, diferența de preț fiind de aproape 100 de lei. La prima vedere, Evo Tab 2 e o idee mai bună, prin prisma faptului că dispune de un port USB și o interfață atractivă, plus faptul că oferă 8 GB de memorie internă față de cei 4 de pe Ultra Speed. Duelul e câștigat în acest moment de Evo Tab 2, care primește de la noi nota 8, pentru că își face treaba excelent în segmentul mid-low range, în care se încadrează prin prețul de 569 de lei.